Păi învățat ceva, dar n-ai învățat suficient de bine. Bine, domnule, vezi, ne certăm aici, ce faceți? Dar de ce sunt? Bă, dar nu aveți voie să faceți. N-am voie. De la stoma încolo puteți să faceți câte poate dumneavoastră. Domnule, de ce nu înțelegeți oamenii? De la ce școală sunteți? Și nu știți ce s-a întâmplat acolo? N-ați auzit mașinile de pompieri, poliția de două ore de când alergă? Noi am ieșit din pavilion, noi nu am avut probleme cu așa ceva. Am înțeles. Am fost solicitați pentru intervenția pentru stingerea unui incendiu în această societate. Incendiul s-a manifestat la o instalație tehnologică de filtrare la o secție de coacere. Împreună cu pompierii civili de la societate și cei de la Alro am reușit stingerea acestui incendiu. Acum lucrăm pentru răcirea instalațiilor tehnologice. După terminarea operațiunilor de intervenție, o echipă de specialiști a întreprinderii și de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență vor executa cercetări pentru aflarea cauzei acestui incendiu. Înainte am înțeles că nu ați fost lăsați. De dimineața a fost un început de incendiu. Instalațiile de stingere speciale a acestei instalații tehnologice și-au făcut datoria și nu a fost nevoie de intervenția noastră, nu că nu am fost lăsați. Care sunt cauzele probabile ale accidentului? Așa cum am spus, după terminarea operațiilor de intervenție... Nu aveți niciun indiciu? Deocamdată nu. Operațiunile de intervenție sunt în desfășurare. După, o comisie de specialiști va efectua cercetarea acestui eveniment. Cum comentați că Agenția de Mediu și Garda de Mediu nu au venit la incendiu? Nu este problema noastră. I-ați anunțat și pe ei? Nu știu să vă spun, am venit la intervenție. Probabil cei din dispecerat unității au luat deja aceste măsuri. A fost un moment pericol de explozie? Da, a fost și pericol de explozie. În condițiile în care nu se intervenea operativ de către pompierii civili ai societății, exista pericolul și de explozie, într-adevăr. Mulțumesc!